ca domnului prefect, mulțumită de a transmite și guvernului solicitările de revizitare ale problemelor cu care ne confruntăm în învățământ. Principala noastră problemă este salarizarea. Salarizarea de miserie care se aplică în acest domeniu bugetar, în special în rândul categoriei personalului nedidactic, al didacticului auxiliar, dar și în rândul profesorilor. În rândul personalului nedidactic avem o mare nemulțumire pe care colegii ne-au transmis-o și pe care vrem să o facem publică, legată de faptul că domeniul bugetar învățământ este singurul care nu aplică regulamentul pentru spor. Acești colegi ai noștri din categoria personalului nedidactic au lucrat pe toată perioada pandemiei cu solicitări mult mai numeroase și mai mari decât în perioada anterioară, nu au beneficiat de niciun scor pentru condiții de lucru, deși guvernul anunțase intenția de a acorda scor în această perioadă. Există o hotărâre de guvern emisă în 2018 care privește acordarea scorului pentru condiții personalului din învățământ. Niciun angajat din învățământ nu primește niciun scor pentru condiții de lucru. În acest timp, în toate celelalte domenii bugetare se acordă scoruri pentru condiții de lucru. Nemulțumirea colegilor este legată în principal de salarizare. Toți colegii din personalul nedidactic au salarii cuprinse între 1600 și 2100 de lei. Cu aceste salarii nu se poate trăi. Trebuie ca reprezentanții noștri pe care noi am trimis în funcțiile acestea administrative să conștientizeze importanța fiecărui om la locul de muncă în care își desfășoară el activitatea. Școala poate funcționa cu profesori, poate funcționa cu personal auxiliar, poate funcționa cu îngrijitoare, cu femei de serviciu, cu fochist, cu șoferi. Sunt salarii foarte mici, iar nivelul acestor salarii determină o mare nemulțumire. Personalul nedidactic nu beneficiază de decontarea navetei la locul de muncă. Dacă un coleg de-al nostru, angajat în funcțiile nedidactice, plătește 300 de lei naveta lunar, cu ce mai rămâne el? Cu ce mai trăiește de la o lună la alta? Aceasta este o mare problemă. În zilele care au trecut, am aflat cu toții din sursele de informare publice că a fost adoptat proiectul de buget pentru anul viitor. Situația noastră rămâne la fel de critică pentru anul viitor. Guvernul nu a ținut cont de niciuna din revendicările anterioare pe care le-am expus. Conform ordonanței 168, adoptată anterior aprobării bugetului, au fost menținute sau stabilite niște restricții și niște plafonări și în cursul anului viitor. Nu cerem nimic altceva, așa cum vom adresa practic și printr-o petiție publică adresată domnului prefect cu rugămintea de a fi transmisă guvernului, cerem aplicarea corectă, legală, integrală a legii 153. Mai precis a articolului 12 alinea 2 din această lege, care prevede în mod expres și imperativ modul în care trebuie să se facă salarizarea în cursul anului 2023, respectiv raportarea coeficienților din grilele de salarizare la salariul de bază minim brut aflat în plată, care în cursul anului 2023 este 3.000 de lei, iar acest lucru ar însemna o creștere a salariilor de aproximativ 20%, care ar acoperi parțial rata inflației din ultima vreme. La momentul adoptării legii 153 am fost mințiți pentru că ni s-au prezentat niște salarii care nu s-au aplicat niciodată. În acel proiect de lege nu a fost, sau în acea lege devenită ulterior, nu a fost niciodată stabilit că vor trece în sarcina angajatului contribuțiile, lucru care ne-a diminuat salariile cu 20%. Dacă acele salarii din legea 153 ar fi fost puse în plată fără a modifica modul de calcul al contribuțiilor, era o altă realitate decât este astăzi.
dar pe ascuns ne-au fost ajustate cu aproximativ 20% salariile, numai prin acest mecanism schimbat de calcul al salariilor. Avem colegi din rândul categoriei personalului didactic auxiliar, contabil, secretar, cărora în 2018 nu le s-a acordat niciun leu la salariu la fiecare indexare care a avut loc la 1 ianuarie 2019, 2020, respectiv 2022. În această perioadă, rata inflației oficial comunicată din Institutul de Statistică este de 35,68%. Deci, practic, a avut loc o amputare a puterii de cumpărare pentru aceștia de 35%. Guvernul permanentizează acest mod de a trata lucrurile. Practic, și de la 1 ianuarie acestora nu li se va acorda din nou niciun leu. Asta este ceea ce este reglementat. Nu putem fi de acord cu acest lucru. Regulamentul de sporuri ar putea fi aplicat și colegilor din rândul personalului didactic auxiliar, dar chiar și din rândul personalului didactic. Nu este aplicat nici în acest caz. Colegi care funcționează pe poziții similare în alte domenii de activitate, contabil, referenți, beneficiază de spor pentru condiții de lucru. De ce în învățământ nu se pot acorda aceste sporuri? Aceasta este revendicarea noastră, aplicarea legii, recunoașterea importanței fiecărui loc de muncă din acest sistem bugetar și sistarea modului în care suntem tratați de o bună bucată de vreme. Suntem copilul vitreg al guvernului. Nouă nu ne mai ajunge niciodată să ne se dea bani. Când să ne dea și nouă ceva la salarii, nu mai sunt bani. A aloca un proiect, un buget de 2,1% din PIB, când legea 1, legea educației naționale, la articolul 8, prevede clar și imperativ că finanțarea pentru învățământ este de 8%, 6% din PIB. Da? Noi avem 2,1% din PIB, cea mai mică finanțare acordată vreodată. S-a mers din rău în mai rău. Fiecare guvern care a urmat sau a succedat la putere a dus aceeași politică de subfinanțare a domeniului. Cu această finanțare nu putem asigura nici condiții materiale decente pentru lucru, nici salariile colegilor la un nivel care să acopere coșul de consum. Fiecare dintre noi are nevoie de un minim de bunuri și servicii pentru a supraviețui. În condițiile în care ai loc o permanentă creștere a prețurilor, pe care o constatăm, pentru că oficial este recunoscut o inflație acumulată în 4 ani de 35-36%. Dar neoficial este cel puțin 100% această inflație. Vedem zilnic prețurile se schimbă, poate de la oră la oră. Chiar. Nu o să mai putem să ne îndeplinim obligațiile de serviciu, o să fim nevoiți să recurgem la acțiuni de protest, vor fi probabil acțiuni de protest spontane, dar nu excludem nici organizarea unor acțiuni de protest în intermediul nostru, al ligii sindicatelor, al federației, acțiuni care ar putea culmina, de ce nu, cu închiderea sau oprirea activității în unitățile școlare. Pentru că în momentul acela poate vom înțelege, vor înțelege și conducătorii noștri politici că educația este un domeniu important în economie. Nu este doar la și altele, așa cum este tratat de atâta timp. Vă mulțumesc!